pe care le are justiția este că atunci când a fost criză de judecători, foarte mulți procurori au trecut din procuror în judecător. Și la înalta curte, dar cu aprobarea noastră, stați un pic. Păi, cu aprobarea mea, dar e lege. Da. În acest sens, adică el era procuror să devine brusc judecător, noastră, cum ați bun, aprobat. Nu brusc, a avut un examen de la... Nu vă brusc supărați. În sensul că n-a practicat, domnul președinte, să ne deci, lămurim. Asta este o problemă care ține de CSM. Unde îți spune că ești bun, că poți fi bun, poți să nu fii bun, doar nu-i președintele judecătorul judecătorilor și a procurorilor. Trebuie să-ți spună un organ de specialitate, nu-i bun de înalta curte, un procuror. Deci trecerea asta destul de consistentă de procurori în calitatea de judecători... Fără să fii judecat, un minut, domnul președinte. Niciun proces la sector. Una e procurorul, da. Și una este judecătorul. Da. Trebuie să ai o carieră ca să ajungi la înalta curte. Foarte mulți inculpați se trezesc în față tot cu un procuror. Deși el e în roba de judecător. Au tot un procuror în față. Deci este o problemă de sistem pentru că e destul de răspândită. Nu e o excepție. Este destul de răspândită ca problematică. O altă problemă a sistemului este legată de foștii ofițeri acoperiți dintre judecători și procurori. Până în 2004, serviciile au considerat ca de altfel și acei judecători și acei procurori că pot să încalce Constituția. Constituția din 91 spune foarte clar, magistrații nu pot fi ofițeri acoperiți. Destui dintre ei au fost. Destui. Nu vreau să înțeleagă că e generalizat. Sunt unii care au fost, ca să fiu mai precis, să nu dau acești oameni, de teama faptului că au încălcat Constituția din 91, teamă pe care o are și Ponta, da, că a încălcat Constituția când s-a făcut ofițer acoperit, deși era procuror la parchetul general, acești oameni de teamă să nu se afle că au încălcat Constituția, ceea ce în mod normal i-ar duce la pierderea calității de magistrat, fie că vorbim de procuror sau de judecător, sunt șantajabili. Știți care a fost motivul pentru care eu am dat ordin să se scoată cele 3 milioane de dosare ale fostei securități? Pentru că acele dosare erau utilizate de unii. Și față de consilier, și față de primar, și față de unul care ajunsese om de afaceri. Ce faci, Gigel? Dosarul ți-aduce aminte? E la noi, la județ acum. De unii... actual, din SRI. Și atunci am spus toate dosarele predate ca să terminăm bălciul șantajului. E, cei care au fost acoperiți până în 2004, dintre, mulți? Până în, până în 2004. Dar a existat acest care, de fapt, ei funcționează, să fac eu. Ei funcționează și în continuare. Ca niște acoperiți pentru că sunt șantajabili, corect. Exact. Și în presă și el se va gândi, aici iau declarația lui Maior. Da. De bună. Nu. Da, am înțeles. Pe mine nu m-a informat nimeni cu lista de ofițeri acoperiți. Nu are cum că iau al ofițerului de caz. Deci, aceasta este o altă problemă. Pentru că cel care l-a avut pe acoperitul din justiție, fie că e procuror, fie că e judecător, poate primi telefon chiar de la ofițerul lui. Domnul, cazul ăla se poate? Sau nu se poate? Cum a fost în cazul lui Ponta Megapower? Megapower a scos doi, a lăsat un singur vinovat pe care l-a grațiat domnul Iliescu. Credeți că asta era în urma unei indicații venite din sfera serviciilor? N-am niciun dubiu. N-am niciun dubiu. Am dreptul să judec. Acum, după ce nu mai sunt în funcția de președinte, am dreptul să judec. Dar eu am atenționat asupra acestor lucruri pentru că sistemul trebuie să știe că are niște probleme.
Și aceste probleme trebuie rezolvate din interiorul sistemului foarte repede pentru credibilitatea sistemului. Bun. Eu... Stai, numai...